Eu țin minte că... Cum o dai noi bine? Țin minte că odată a fost făcută o asemenea prezentare și ne-au sărit toți în capul nostru când ne facem PR. Acum, invers, suntem întrebați de ce nu facem așa prezentări. Eu nu mai înțeleg. Poate unii oameni sunt nemulțumiți oricum și orice am face, oricum o să rămâne nemulțumiți. Dar asta e o problemă care o să încercăm să o rezolvăm în alt mod. Eu chiar o să solicit o întâlnire cu toți aceia care au obiecții, care au protestat pe internet, care s-au manifestat în diferite moduri. Aș vrea o întâlnire cu ei, mai multe dacă e necesar, fără stres de campanie electorală, presiune de alegeri și așa mai departe, să vedem unde ei nu sunt de acord, ce fel de informații dețin, să nu ajungem până la urmă la concluzia că sunt intoxicări, speculații, minciuni și din cauza asta o breșă în relația care ar putea fi constructivă și reciproc avantajoasă. Ca să nu mai spun de încredere, comunicare și celelalte.